Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcția de președinte al PSD Neamț. Decizia a fost luată pe fondul scandalului prăbușirii podului de la Luțca, care se află în administrarea Consiliului Județean Neamț. Ca să nu afecteze imaginea partidului, președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut public președintului Consiliului Județean Neamț să facă un pas în spate și să se suspende din funcția de conducere pe care o avea. Din primele informații, Daniel Harpă este președintele interimar al filialei PSD Neamț.